Ministrul Mediului a anunțat lansarea programului de finanțare pentru eficiență energetică în clădiri publice. Cu ajutorul acestui program, școlile, grădinițele, dispensarele, spitalele și sălile de sport vor primi bani de la stat. Acestea vor beneficia de izolație termică, încălzire centralizată, sisteme ce utilizează energie regenerabilă și corpuri de iluminat cu tehnologie LED. Programul ministrului liberal Mircea Fechet pentru creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice a fost trimis spre publicare la Monitorul Oficial și în maxim 60 de zile se vor putea încărca proiecte de finanțare. Vom avea un buget de 451 de milioane de lei și o supracontractare de 200%. Asta înseamnă că vom putea primi proiecte de aproape un miliard de lei pentru a le uh, finanța, și mă refer aici în principal la proiecte de eficientizare energetică. Scopul programului este acela ca la uh, sfârșitul lunii, școlile și grădinițele și nu numai să aibă facturi mai mici la energie. Înainte de toate, ne propunem o reducere de cel puțin 35% a acestor facturi. Zeci de instituții din beta Turnul Severin ar putea fi modernizate în cadrul acestui program. Practic, lucrările de eficientizare reprezintă lucrări care presupun schimbarea termopanelor, schimbarea acoperișelor, anveloparea clădirilor și tot felul de lucrări care să ducă la o eficiență energetică mai bună și o reducere până la urmă a facturilor la energia, la energia termică. Aceste reduceri putând fi până la 35% mai mici costurile. Bugetul acestui program va fi de 451 de milioane de lei. Va putea fi posibil o supracontractare de 200%, ceea ce înseamnă că se pot depune proiecte de până la un miliard de lei. Ceea ce este interesant este faptul că orice clădire publică poate fi reabilitată prin eficiență energetică, nu numai școlile și clădințele cum era până acum. În ceea ce privește primăria municipiului Drobeta Turnu Severin, noi avem proiecte întocmite și depuse spre finanțare pentru eficiența energetică a școlilor și grădinițelor din Municipiul Roberta Tun Severin, dar acest program ne ajută foarte mult pentru că putem și alte clădiri publice să le propunem spre, spre finanțare. Autoritățile locale spun că în ultima perioadă zeci de unități de învățământ au beneficiat de îmbunătățiri și în cadrul programului național pentru reducerea abandonului școlar inițiat de ministrul liberal Sorin Câmpeanu.